foarte bună întâlnirea cu industria Horeca. Am avut un obicei acum să merg prin țară pentru că este o industrie care a suferit anul trecut și vreau să-i încurajez pe oameni că urmează o perioadă mai bună și pentru industrie, chiar începând de mâine, dar mai multe de la 1 iunie. Sunt sigur că o să avem un sezon al turismului intern foarte bun anul acesta și mă bucur să vin aici în zona în care deja a devenit a treia ca importanță în turismul intern. Un slogan pe care voi duce mai departe cu Hai în Bucovina, m-ați convins, domnule președinte, și îi încurajez pe toți românii să vină aici. Cei care vin acum, bineînțeles, vor veni, va fi mai complicat, dar avem și vești bune pentru cei care vor veni în viitor, pentru că am avut înainte de această întâlnire cu sectorul Horeca o întâlnire cu de lucru foarte aplicată, unde avem vești foarte bune, unde avem vești foarte bune pentru această zonă. În primul rând, avem varianta finală pentru autostrada A7 Pașcani-Siret, deci Pașcani-Suceava. Siret, avem variantele finale, deci acum știm exact pe unde vor trece. Partea a doua, foarte important, le-am cerut și consultanților, până la finalul anului vom avea și studii de fezabilitate pentru această zonă, această porțiune. Partea a treia, finanțarea, vom avea indicatori economici care vor arăta că trebuie să fie autostradă, asta a fost discuția și înțeleg de la consultanți că se va trece la drum expres la autostradă pentru Pașcani-Siret și, bineînțeles, finanțarea, i-am încurajat și înțeleg că deja sunt avansați, de a merge pe fonduri europene pentru această porțiune. Prima parte, până la Pașcani suntem în PNRR, pe această parte va fi pe fonduri europene, dar eu zic că vestea cea mai bună este că avem varianta finală, avem studii de fezabilitate până la finalul anului și voi avea și indicatori tehnico-economici care se transforme drumul expres în autostradă. Domnul președinte, mulțumim. Cred că lucrurile merg în direcția bună de acum înainte și mă voi asigura că finanțarea o să vină foarte repede, așa cum m-am asigurat și pentru celelalte puncte de infrastructură. Sunt bucuros să văd că avem o campanie de vaccinare care accelerează și la noastră, cu aceste maratoane care sunt sigur că vor da rezultate. Și iar sunt bucuros să văd că există optimism în industria Horeca. Deși a fost un an dificil, un an greu, care și guvernul a făcut eforturi prin mai multe măsuri pe care l-am luat anul trecut, acum putem să vedem sfârșitul acestei perioade și putem să vorbim de ce va urma pentru această industrie. Redeschidem, au fost mai multe întrebări tehnice și am vorbit în detaliu, dar revenim la normalitate începând de mâine, treptat, dar cu 1 iunie cu mai multe măsuri. Diseară în ședința de guvern vom adopta o parte din aceste măsuri și ele vor fi clare pentru toată lumea. Dacă mai sunt și aici întrebări sau dacă doriți noastră, domnul președinte, să spuneți două cuvinte doar. Trebuie să-i mulțumesc domnului prim-ministru pentru acest efort de a vizita Bucovina, județul Suceava. Vestea pentru noi este foarte mare legat de A7, pentru că domnul prim-ministru a înțeles foarte bine mesajul nostru. Diferența aceasta de produs intern brut pe cap de locuitor a regiunii Nord-Est nu poate fi eliminată decât dacă se investește în infrastructura de autostrăzi. Faptul că va fi autostradă de la București până la Siret pe coridorul 9 ne dă o perspectivă în discuțiile viitoare cu investitorii străini și cu investitorii români. Foarte important. Noi, Consiliul Județean, am prezentat astăzi proiecte ambițioase ale noastre. I-am explicat premierului că 57% din bugetul județului este pe investiții. Avem investiții în drumuri care duc spre autostrada 7, fie că vorbim de axa Suceava-Dolhasca, de drumul care leagă Fălticeniu de Liteni, de drumul care leagă zona Măliniului de Borca spre autostrada 8 sau drumul de la Bilbor. Sunt câteva investiții complementare la eforturile guvernului. Mai mult de atât, am discutat de PNRR, ce am propus noi și avem foarte multe proiecte pe Planul Național de Reziliență. Am discutat despre stațiunea turistică Bucovina, pol de dezvoltare turistică, unde doresc foarte mult
să beneficiem de proiecte pentru introducerea unor trenuri automotoare în stațiune ca să putem reduce poluarea și numărul de mașini între Suceava și Vatra Dornei, tabăra de la Bucșoaia, pentru că suntem într-un proiect foarte avansat, Ministerul Tineretului a depus proiectul la Compania Națională de Investiții, vama de la Siret s-a discutat, șeful vămilor din țară a fost astăzi aici, domnul Mutescu, și am discutat proiectul de modernizare a vămii Siret și multe alte proiecte. Încă o dată, domnule prim-ministru, eu mă bucur că ați venit să vedeți că Flutur și echipa lui de la Suceava, aici la capăt de A7, fac investiții care merită să veniți cu autostrada până la noi. Ăsta mi-a fost dezideratul când am plecat dinspre București, acasă spre Suceava, să facem treabă și să convingem Bucureștiul și Bruxelles că merită venit cu infrastructura de autostrăzi și până la noi. Felicitări, domnul președinte, și apropo, proiectul de la Siret a început anul trecut, când eram mandatul meu de ministru de finanțe. Deci așa este, continuăm așa este și vă mulțumesc. Sunt contracte semnate cu firmele de construcții, de acum 2-3 ani de zile. Între timp, prețul materialelor de construcție a crescut cu aproape 50%. Ce fac oamenii ăștia? Acum se descurcă firmele de construcții? Știți foarte bine, depinde de dacă sunt pe fonduri europene. Am prelungit, a fost o hotărâre de guvern pe care am luat-o, cred că ședința trecută, de a permite ca unele dintre aceste costuri să fie, să fie actualizate și să meargă mai departe proiectele. Sunt situații și situații. Nu le permit, e adevărat, legea permite să se facă acte adiționale. Cred că vedem la situație la situație cum se va rezolva problema. Dar, până la urmă, cred că mult mai important pentru viitor este să îmbunătățim, și la asta lucrăm, legea achizițiilor publice, ca să nu mai avem aceste perioade după ce se câștigă o licitație, 2, 3, 4 ani de zile, să așteptăm până putem să începem construcția efectiv. Vom scurta aceste termene, pentru că așa se ajunge la aceste situații. Prețurile cresc în 3-4 ani și tot ceea ce s-a licitat, ce s-a negociat, nu mai este de actualitate. Umblăm la legislație, va fi gata în următoarea perioadă. Cred că în următoarea lună. Domnule prim-ministru, ați spus că veți descuraja cumpărarea de mașini second hand. Asta înseamnă introducerea unei noi taxe pentru mașinile care poluează? Sau cum veți? Am spus același lucru și ați spus. Păi, un mod simplu de a descuraja este programul Rabla, prin care încurajăm să se cumpere mașini la mașini noi. Lucrăm la o soluție. În discuția Comisiei Europene am spus foarte clar. Acolo nu scrie nimic de taxe, cred că terminologia pe care am folosit-o este că descurajăm și vom găsi astfel de măsuri. Eu cred că eu sunt adeptul măsurilor pozitive. Prin măsuri pozitive să creăm motivații ca oamenii să se miște de la mașini care poluează către mașini noi. Nu este nevoie de fiecare de taxe. Faptul că nu am crescut taxele până acum, dar avem o creștere a conformării voluntare, de exemplu, în România, oamenii plătesc mai multe taxe, arată clar că se poate și pe pozitiv, nu trebuie neapărat numai cu negativ. Domnule, aveți în vedere schimbarea criteriilor după care sunt stabilite țările care intră în lista galbenă? Nu, aceste criterii sunt clare, sunt clare aceste criterii, dar vom avea diferite pentru cei de pe lista verde, de exemplu. Și acolo s-ar putea să avem un criteriu puțin diferit. Noi avem 1,5, sub 1,5 la mie, să permitem puțin mai mult de 1,5, deci să facem zona verde mai mare oarecum. Și aceste țări, aceste persoane care vin din zona respective, în special turiștii, să nu mai aibă nevoie de niciun fel de document la intrare, decât, bineînțeles, pașapoarte și documente de identitate. Ați spus că ați vedeți lucrurile din ce în ce mai bine în zona Horeca. Eu am două întrebări pentru dumneavoastră. Unu, ce nemulțumiri v-au adus reprezentanții din Horeca astăzi? Și doi, dacă ați discutat despre o strategie de relansare a Horeca și dacă da, ce cuprinde această strategie? Deocamdată această strategie se pare că este eu să merg prin țară și să vorbesc cu cei din Horeca și să-i susțin. Peste tot am fost pe litoral, am venit aici, mai merg și în altă parte. Dar o să fie o strategie de promovare, în special a turismului românesc, în afara granițelor țării, dar și în interior. Pentru că foarte mulți români, să știți că nici eu nu știam exact ce frumusețe aveți aici. Am fost aici, cred că când eram foarte mic, nu mi-aduceam aminte. Deci e nevoie de o strategie de promovare pentru toți românii, pentru toți turiștii în interior sau în exterior. Știam problemele industriei Horeca, nu sunt noi. Eu mă întâlnesc cu industria și o parte din măsurile pe care am luat anul trecut au fost
construite împreună cu industria, și MM Invest, și șomaj tehnic, și Kurzarbeit, și plata a 41,5% din salariu pentru cei care se întorc din șomaj tehnic. Toate aceste măsuri, eliminarea impozitului specific, toate au fost luate după discuții cu reprezentanții industriei Horeca, și ceea ce am făcut aici, i-am încurajat ca și până acum să avem acest dialog prin intermediul asociațiilor. Nu pot să merg peste tot să discut cu reprezentanții din zona respectivă, dar există asociații care reprezintă interesele și dacă au încredere în acele asociații, să trimită prin acele asociații soluții, propune și le discutăm ca și până acum. Dar când se închid terasele de mâine, terasele, restaurantele? Veți vedea decizia de seară, dar nu vor rămâne toată noaptea, asta este clar. Domnule Primescu, încă nu. Cum se văd astăzi de la București cifrele județului Suceava în ceea ce înseamnă pandemia de coronavirus? Cum s-au văzut în aceeași perioadă anului trecut, încă ne amintim, să știți. Păi se văd bine, dar acum eu mă uit la campania de vaccinare. Ca să rămână așa unde sunt aceste cifre, trebuie să fie o campanie de vaccinare de succes, care acum văd că prinde viteză. O campanie de vaccinare care sigur va menține aceste cifre jos, dar fără această campanie de vaccinare să știți că nu rămân așa jos. Deci trebuie să avem o campanie de vaccinare care să înainteze puternic și în discuția și cu medicii de familie și cu directorii spitalelor, cu toată lumea, cu domnul președinte, sunt soluții pentru a merge cu vaccinul cât mai aproape de cetățeni. În ce condiții pot scăpa spitalele de statutul de spital COVID? Este prematur să discutăm de așa ceva în momentul ăsta. Avem Suceava, de exemplu, avem 60 de pacienți pe 400 de locuri, iar pacienții cu alte afecțiuni din sfera bolilor infecțioase și pneumologice trebuie să meargă la Fălticeni. Nu au acces la servicii. Se discută o variantă intermediară în care dacă trebuie să existe o variantă în care putem să revenim rapid la un spital COVID în perioada următoare. Deci, asta și peste noapte. Deci putem să o facem. Văd că e mai greu de revenit la statutul de non-COVID. Și în februarie, să știți, în ianuarie am avut aceeași discuție, lucrurile arătau foarte bine în ianuarie în România în ceea ce privește pandemia. O serie de spitale începuseră să-și, nu au vrut să mai fie COVID și au redus numărul de paturi ATI. Nu am fost de acord. După câteva săptămâni de zile era nevoie imediat de paturi ATI. Trebuie să găsim un sistem în care să fie mai flexibil, să putem să trecem dintr-o parte în alta mult mai rapid decât am făcut-o. Ați văzut în iarnă cât a durat să adăugăm 200 de paturi. Foarte, foarte mult. Și aveam nevoie de aceste paturi. Care a fost urgența de a anunța președintele măsurile de relaxare înainte ca guvernul să adopte hotărârea de guvern și să apară hotărârea în monitorul oficial? De obicei așa se face. Ne anunțăm înainte să se bucure așa, toată lumea. Nu, am avut mai multe discuții, domnul președinte, înainte și ne-am uitat la mai mulți indicatori. Clar, 1 iunie este, să zicem, pasul important, dar pentru că am avut o campanie de vaccinare care a mers mai rapid decât ne așteptam, pentru că am avut acești indicatori ai pandemiei care s-au îmbunătățit mai rapid decât ne așteptam, decizia a fost ieri, după ce am avut mai mulți indicatori pe masă, să venim cu câteva măsuri mai repede decât 1 iunie. Dar majoritatea vor fi de la 1 iunie. Eu sunt foarte fericit. Asta înseamnă, dați seama, lumea îmi spunea că sunt optimist cu 1 iunie. Uitați-vă că putem să facem acest lucru mai devreme. Perfect, dar de ce înainte de adoptarea hotărârii de guvern și publicarea monitorului oficial? Adoptăm hotărârea de guvern astăzi, mă duc la București de aici, la ședința de guvern și de seara am un briefing. Nu, vor fi mai devreme. Avem ședința de guvern la 8:30 și eu voi avea un briefing, cred că la ora 9. Deja am pregătit cu colegii, sunt pe telefon, am pregătit și hotărârea CNSU și hotărârea de guvern, nu o să fie decât să le adopt acolo. Domnule prim-ministru, v-ați manifestat regretul că n-ați cunoscut frumusețile acestei zone. Nu vă manifestați regretul că ați călătorit cu avionul și nu cu mașina să vedeți frumusețile acestei zone? Da, dar astfel n-aș fi ajuns la ședința de guvern de diseară și n-am fi beneficiat de fără mască mâine în timpul zilei. Data viitoare vin, când vin privat, vin cu mașina și să fie mai simplu. Pe autostradă? Nu aștept până atunci, vin mai repede. Să înțelegem că veți petrece vacanța în Bucovina? Voi petrece și în Bucovina. Și voi petrece și în Bucovina. Trebuie să merg în vamă, am promis, dar vă promit că vin și în Bucovina. Gata. Vă duceți acolo, ce-a spus? Când credeți că va fi gata autostrada? Până în 2026, mi s-a spus, până în 2026. Gata, în 26? Da. Vorbeam de Pașcani, vorbesc de Pașcani, Pașcani-Siret. Deci pentru Pașcani-Siret vă spun că o să fie mai repede, este mai ușor. Avem și câteva semnale de genul că traseul este mult mai ușor, am odată că nu sunt arii protejate, exact, sau restricții de mediu. Și doi, nici eșes,
și nu sunt foarte multe lucruri complicate care și să demolări. Nu e nicio demolare care e să fie propusă pe acest traseu, ceea ce este un mare lucru. Eu vă zic că o să fie mai ușor, o să fie ușoară perioada asta. Domnule prim-ministru, domnul Ghine a anunțat că se va schimba taxa de rovinietă. Ne puteți spune despre ce se va întâmpla? Modul de calcul se va calcula pe kilometri parcurs și așa de parte. Nu are o formulă finală, dar este un principiu. Astăzi toți plăteau la fel același lucru, în funcție, nu conta încărcătura, nu conta cât mergi și atunci se va lua în calcul. Exact cum se întâmplă și în alte țări. Dar va fi aplicabilă și pentru turisme și pentru transportatori sau va fi diferit? Cred că e vorba de transportatori în special. Din punct de vedere politic, v-ați împrietenit sau nu astăzi asociat cu domnul? Eram prieten dinainte. Dar nu părea așa, să știți. Nu. Am ascuns, ce să facem? Am lucrat ascuns. Da. Cine-ți propun de vaccinarea? M-ar fi plăcut să aibă România propriu vaccin? Da. Și nu măcar propriu, dar să-l producem, să putem să-l producem. Dar numai România, uitați-vă Europa. Era bine să fi avut, pentru că BioNTech este o companie europeană adevărat, dar Pfizer, Moderna, AstraZeneca sunt companii în afara Uniunii Europene și s-au văzut câteva sincope. Cred că nu toți am învățat și cred că prin acest PNRR, care înseamnă și reziliență, ceea ce înseamnă că poți să te redresezi imediat după un șoc negativ, să ne gândim și la cum susținem startup-urile și companiile în Uniunea Europeană. Poate fi susținut diferit de aici acolo? Da, s-au făcut pași importanți acolo, dar eu m-aș uita și la sectorul privat în România. Sunt pentru, în ceea ce privește producția de vaccinuri sau posibilitatea de a avea în România măcar să facem o parte din producția de vaccin. Avem 11 companii pe care noi le-am pus pe listă pentru Comisia Europeană, știți că a fost o discuție la un moment dat, dar eu cred că trebuie să ne uităm cum să susținem startup-uri în România care să crească și să dezvolte și Uniunea Europeană în special. Să înțelegem că vom circula mai repede pe A7 decât pe A8? Pașcani Siret. Pe A7, da. Pașcani Siret. A7 are mai multe componente, dar Pașcani Siret pare să fie mai ușor de construit. Vă mulțumesc mult de tot. O zi bună. O zi bună.